This video is brought to you by Bazel. Bună ziua! Bună ziua! Am pregătit un set de întrebări special pentru tine. Ești gata? Da, sigur. Prima întrebare. Spune-mi ceva interesant despre tine, ce nu știu majoritatea. Ce nu știu majoritatea? Da. Am o pasiune față de câini, dar cred că știu, nu majoritatea, dar știu unii. Îmi plac câinii, ciobănesc cu aseat. Dimi cum te numești, fără să-mi spui cum te numești. Da, hai să fie cel bun. Cea mai veche amintire din copilărie? Eram micuț și mă cătăiam pe lac cu Sania și am căzut într-un ciop de sticlă și m-am tăiat la picior foarte tare. De ce burlacul? La voi în echipă sunt acceptați numai burlaci? Nu, burlacul este localitatea de unde vin eu, este la sudul Republicii Moldova și acolo s-a făcut pentru prima dată în Republica Moldova jiu-jitsu brazilian. A fost un voluntar de la Corpul Păcii care a început să antreneze cu noi și de acolo vine și denumirea, burlacul jiu-jitsu academic. Cel mai mare eșec? Cred că cel mai mare eșec a fost cea mai mare traumă. Am avut o operație nereușită la genunchi, după care a urmat o infecție la fel nedorită și o lună și ceva am fost prin spitale și jumătate de an am stat pe bară. Pentru un sportiv asta este mult. Cel mai mare succes? Cel mai mare succes am avut un băiat vice-campion la campionatul european la adulți. La europeni în 2018, care am luat o medalie de argint. La aceeași temă, care e unitatea de măsură a succesului? Fericirea. Ce are jiu-jitsu și nu au alte arte marțiale? Jiu-jitsu este un stil de luptă tehnic, strategic, se compară cu un șah pe tatami. Asta l-ar deosebi de alte sporturi, este mai inteligent, ca să spun așa. Don't call me stupid. Povestește-mi o situație neprevăzută, dar amuzantă, de la vreo competiție la care ai participat. Cu kimono-ul cred că au fost probleme și dacă nu coincide normelor, trebuie să-ți cauți alt kimono. Îți dă un timp limită și dacă nu găsești, și eram în timpul limită când nu găseam kimono-ul ca să intru pe suprafață de luptă. Dacă azi ai apărea pe prima pagină a unui ziar, care ar fi titlul, headline-ul? Cel mai bun om din univers. Dacă ai putea mânca orice, fără consecințe asupra sănătății sau greutății corporale, cu ce ai începe? Dulce. Care e cea mai importantă parte a unui sandwich? Carne. Broccoli? That's what my food eats. That's my food's food. Bucata de carne sau steak-ul. Sau... Ce fel de literatură îți place să citești? Dezvoltare personală, istorică. Hanorac or saco? Hanorac. Stilul anilor 80 sau 90? 90. Harry Potter sau Lord of the Rings? Lord of the Rings. TikTok or Instagram? Instagram. Cea mai mare minciună care ți-a fost spusă vreodată? Deci cam... Să nu ți-ai dat seama. Să văd mai întâi seama, da. Unde ești trimis dacă și în iad ai fost rău? În cea unul cu Osmana. În ce momente timpul trece greu și în ce momente trece repede? Trece greu atunci când nu faci nimic și aștepți ceva. Trece repede când ai o activitate și nu-l observi când zboară. Ce ai face dacă ai vedea o fantomă? Aș fi curios. Ce muzică asculți când faci curățenie? Muzică... disco. Dacă ai ști că nu vor exista consecințe, pe cine ai omorât și de ce? Unul dintre cei mai mari masoni. Ce te ține treaz noaptea? Gândurile. Care e fotografia cu tine cea mai preferată a ta? Tot aici în sală, la un timpul unui antrenament. Când am dat totuși un interviu, cred că am postat chiar zile trecute. Dacă afară e de două ori mai frig decât 0 grade Celsius, cum afli câte grade sunt afară?
dacă mi-e frig decât două, de două ori decât 0 grade Celsius, da? Păi de două ori mai frig. Câte grade ar trebui să spui? Da, trebuie să afli câte grade. Cum ai aflat? Minus 2 grade. Nu. Nu se împarte 0 la 2. Da. Tot 0 grade. Mai este încă o scară. Așa. Fahrenheit. Ah, da, convertez, exact. Împarți la 2, da, după exact. Care convertez înapoi. Exact, da. Cum ai vinde nisip în deșert? Cu... în cantități mici. Primul joc pe care l-ai jucat la calculator? Counter-Strike? Oh, boy. La ultima parte, răspunzi doar cu da sau nu. Ai mințit vreun ofițer de poliție? Da. Ai mințit vreun medic în legătură cu respectarea indicațiilor acesteia? Da. În perioadele de pregătire, ai mâncat pe ascuns produse interzise regimului? Da. Te umpli de rușine sau cringe când citești postări sau mesaje de ale tale mai vechi? Da. De când cu sistemul PayWave, ai uitat ce parolă ai la cardurile bancare? S-a întâmplat, da. Atât. Mulțumesc frumos!